Național a Păcii, care se va desfășura în Seul, în Coreea de Sud. Eu am rămas în te zic, și de la mine, ce zici? Dar era mă gândeam, așa, nu am bani, e bilet, de obicei, foarte multe simpozioane, conferință, cel care merge și achită singur domn. Este o practică internațională, acolo, mă rog, masă, cazare, se oferă, dar îți achizi drumul. Primul meu gând la Seul, trebuie să cheltui vreo mie, jumătate de euro, zic, de la mine, ce se cere? Că nu nimic, doar acordul dumneavoastră. Și că din Moldova pleacă trei persoane, delegații și una dintre cele trei aș vrea să fiți dumneavoastră. Zic, și biletul, nu este nicio problemă, totul este asigurat. Zic, Doamne, zic, mulțumesc sigur și, sigur și iată, acum o săptămână m-am întors de la Seul, de la conferința internațională a Păcii, unde am avut parte iarăși de niște momente extraordinar de frumoase, am cunoscut multă lume frumoasă, și iarăși conferința a avut loc 3 zile, văzând pentru noi deplasarea noastră a fost de 6 zile. Ne-am mai oferit 3 zile pentru excursii ca să am posibilitatea să filmez, să vedem și paralela 48 la Cotar între Corei, să vedem mai multe locuri frumoase. Zic, într-adevăr, Dumnezeu, dacă nu te remunerează de la serviciu cu salariul respectiv, îți mai face niște cadouri, uite așa, dacă cu adevărat